invitați! Bine ați venit în frumoasa noastră comună Liești! Astăzi, la noi în comună se sărbătorește o sărbătoare, sărbătoarea Floarea Salcâmului, o sărbătoare care cu ani în urmă era specifică localității noastre, iar noi, începând din acest an, reînviem tradiția. Avem foarte multe surprize pregătite pentru dumneavoastră. Avem foarte mulți invitați. O să vedem pe parcurs. Vă invităm pe toți la noi, la această sărbătoare, să mai lăsăm munca, că de luni încolo tot mai este timp. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit la noi în comună și să ne simțim bine împreună. Mulțumim, domnule primar! Felicitări pentru această sărbătoare organizată de dumneavoastră și de Consiliul Local. Eu, ca fiu al satului, vreau în primul rând să vă spun Hristos a înviat la toată lumea. Să ne bucurăm împreună că după mulți ani de zile, astăzi la noi, în comuna Liești, o să ne simțim tineri. Pentru că e adevărat, acum 20 de ani a fost ultima ediție a acestei sărbători, Floarea Salcâmului, și cu această ocazie, în primul rând, permiteți-mi să felicit Consiliul Local, Primăria și toți cei care s-au implicat pentru a organiza o asemenea sărbătoare. În acest prim an, să spunem, o primă ediție după mulți ani, știu, pe buzele tuturor, sărbătoarea Salcâmului se făcea cândva în pădure, la Hanul Conache. Vreau să vă spun că e prima ediție. Anul viitor ne luăm angajament împreună cu primăria de a o organiza ca pe vremuri. Numai că un singur impediment a fost că pădurea astăzi nu mai este ceea era. Pădurea era a statului, a cetățenilor, astăzi este a proprietarilor și va trebui să luăm acordul dânșilor pentru a organiza un astfel de eveniment. Eu vreau în primul rând, în al doilea rând, să mulțumesc celor care au dat curs invitației noastre, tuturor celor care au venit din Tulcea, Vrancea, Brăila, Vaslui, și bineînțeles și gălățenilor. Sper să vă simțiți foarte bine la noi în comună. Sper că împreună cu dumneavoastră și bineînțeles cu surprizele noastre să duceți acest eveniment și la dumneavoastră, în comunele dumneavoastră, în localitățile dumneavoastră, astfel încât poate însuflarea noastră românească să reînvie tradițiile de odinioară. Bineînțeles, domnul primar, nu știu cât știe dânsul să cânte, eu recunosc că la acest capitol nu excelez și de aceea, pentru început, lângă noi, o vom invita una dintre cele mai bune prietene ale mele, domnișoara, îmi pare rău, doamna Cosmina Păsărin. Vă rog frumos să o aplaudăm. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această bine ați venit la noi, la Liești, frumoasă prezentare. Mă simt foarte bine, mă bucur că vremea ține astăzi cu noi și înseamnă că vom avea cu toții o petrecere pe cinste. Am dreptate? Sper să rămâneți vreo câțiva ani pe la noi. Doamne ajută, mie să știți că îmi place aici, m-aș întoarce oricând mi s-ar face din nou această invitație. Vă mulțumesc oricum pentru invitația făcută. Permiteți să ne retragem. L-așteptam și pe domnul viceprimar aici, dar am fost cu organizarea, dânsul a fost mai implicat și a întârziat un pic. Când o să vină, o să salute și dânsul publicul. Cu siguranță. Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru domnul primar Iulian Boț și pentru domnul George Scarlat.
Eu sunt Cosmina Păsărin, am astăzi deosebită plăcere de a fi gazda dumneavoastră. Știu că ați așteptat cu multă nerăbdare începerea acestui eveniment, organizat cu mult profesionalism și entuziasm de Consiliul Local și Primăria Iești. Și tocmai de aceea mă bucur că, iată, ni s-a oferit oportunitatea de a fi împreună la o sărbătoare atât de importantă, Zilele Comunei Iești. În acest weekend, probabil că ați aflat deja, Ieștiul va îmbrăca straiele de sărbătoare, iar în cadrul manifestărilor organizate, așa cum spuneau și domnii ceva mai devreme, ne vom bucura împreună de prezența unor invitați speciali, așadar DJ Project și Adela Popescu, Fuego, trupa Hara, Ion din România, Doru Octavian Dumitru și mulți, mulți alții vor urca pe această scenă și vor petrece alături de dumneavoastră, de fapt alături de noi. Aplauze pentru invitații noștri care, așa cum spuneam, vor urca pe scenă zilele acestea. Astăzi se va desfășura și prima ediție a Festivalului Floarea Salcâmului, scopul acestui festival fiind acela de a promova și de a valorifica folclorul autentic românesc. Festivalul va începe în câteva momente, după cum vedeți, eu am și îmbrăcat costumul popular, vă voi spune și povestea costumului pe care îl port, dar ceva mai târziu. Programul celor două zile de sărbătoare, așa cum ați aflat deja, este foarte încărcat, nu vor lipsi muzica bună, distracția, invitații speciali, avem și o tombolă cu multe premii, așa că sunați-vă toți prietenii, toate rudele, amintiți-le că nu trebuie sub nicio formă să rateze această petrecere. Așa cum vă ziceam acum câteva momente, aveți ocazia să participați și la o tombolă. Dacă doriți să intrați în marea cursă pentru premii, aveți de respectat trei reguli foarte simple. Așadar, regulile sunt: decupați talonul de participare la tombolă chiar din ziarul Viața Satului, găsiți acest talon la pagina numărul 3, completați frumos talonul cu datele personale și mai apoi introduceți talonul în urnă. Vedeți deja aici urnele, într-o urnă vor fi introduse taloanele celor care locuiesc în Iești, în cealaltă urnă vor fi introduse taloanele invitaților din comunele învecinate. Dacă respectați aceste trei reguli foarte simple, aveți toate șansele să intrați în posesia premiilor și ceva mai târziu veți vedea, vom începe extragerile, le vom continua și mâine, evident, iar eu vă spun de pe acum, multă baftă! Vreau să știu, ați completat taloanele? Ați apucat deja, văd, să introduceți. Cine a completat talonia? Să văd, mânuța sus. Bravo, bravo, multă baftă! Ok, chiar acum va începe prima ediție a Festivalului Floarea Salcâmului. Așa cum vă spuneam, scopul acestui festival concurs este acela de a promova și de a valorifica folclorul autentic românesc. Toți cei care vor urca astăzi pe scenă vor pune și mai mult în valoare tradițiile românești și ne vor demonstra încă o dată că noi românii avem un tezaur folcloric foarte bogat, ce trebuie păstrat și prețuit. În orele următoare ne vom bucura împreună de frumusețea cântecelor, a dansului și a portului tradițional românesc. Așa cum ați văzut deja, eu port un costum popular cu adevărat special. Le mulțumesc organizatorilor pentru că mi-au oferit această ocazie. Este un costum popular specific zonei Dunării de Jos, a fost țesut la război și cusut la mână cu multă maestrie, chiar de măicuțele de la Mănăstirea Adam din nordul județului Galați. Ceva mai devreme a avut loc și o paradă a costumelor populare. Alături de participanții înscriși în concurs astăzi au fost și membrii fanfarei 10 prăjini. Trebuie să îi aplaudăm pentru că merită din plin aceste aplauze. Toți concurenții înscriși în concurs sunt împărțiți pe categorii de vârstă și evident nu putem începe prima ediție a Festivalului Floarea Salcâmului până nu vă fac cunoștință cu membrii juriului, așa că vreau să pregătiți aplauzele pentru președintele juriului, domnul profesor doctor universitar Eugen Dan Drăgoi, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Facultatea de Arte. Bună ziua, domnul președinte! Aplauze, vă rog, pentru domnul Șipoș Dorin, profesor de muzică la Liceul de Arte Brăila. Vreau să aud aplauzele dumneavoastră și pentru doamna Șipoș Mioara, profesor de muzică la Liceul de Arte Brăila. Bună ziua, doamnă, vă mulțumim pentru prezență. Aplauze pentru doamna Popa Gabriela, director al revistei InfoZone. Bună ziua, doamnă! Vă mulțumim pentru prezență și aplauze, vă rog, pentru cel de-al cincelea membru al juriului, domnul Mihalache Gheorghe, coregraf dansuri populare. Văd că domnul
Gheorghe are foarte mulți susținători. Bun, îi vom cunoaște chiar acum pe primii concurenți, 12 copii foarte talentați, cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, care fac parte din grupul folcloric Mugurii Tudorencelor, localitatea Salcia Tudor Brăila. Acest grup a fost înființat în anul 2011 și este condus de doamna Buzatu Aurica. Membrii acestui grup ne vor prezenta dansuri populare, Suita Floricica, îi vedeți acolo. Acum, dragii mei, în mai puțin de un minut veți urca pe scenă, vreau să-i încurajăm cu ceva aplauze, pentru că sunt convinsă că sunt emoționați. Aveți emoții? Aveți? Ei spun că n-au, dar mie îmi par așa puțin emoționați. Grupul folcloric Mugurii Tudorencelor a participat și la prima ediție a festivalului Cala Noi la Covurlui, desfășurat anul trecut la Galați, și tot anul trecut a obținut premiul 2 la concursul național de folclor Lină Chiralină, desfășurat la Brăila. Doamnelor, domnilor, să-i primim cu multe aplauze pe Mugurii Tudorencelor! We'll be right back.
Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru grupul folcloric Bugurii Tudorencelor! Felicitări, dragii mei, ați fost minunați. Eu zic că s-au descurcat foarte bine. Primii concurenți înscriși în cadrul concursului. Aș vrea să pregătiți aplauzele pentru următoarele invitate, Alexandru, Virginica, Diana și Busuioc, Iuliana. Cele două concurente fac parte din grupul vocal Colindița, din localitatea Piscu. Acest grup vocal a fost înființat în anul 1991, iar conducătorul grupului este chiar doamna instructor Frumușanu Bălașa. Acest grup a obținut numeroase premii la Festivalul Perla Dunării, a participat la festivalurile de folclor județene, naționale și internaționale. Aș enumera chiar în acest moment câteva dintre premiile obținute. În 2009, trofeul la aniversarea 40 de ani de existență a Centrului Cultural Botoșani. În 2008, trofeul Festivalului Satule Mândră Grădină, desfășurat la Botoșani. Locul întâi la Festivalul Horincea de la Cavandinești în 2003. Doamnelor, domnilor, să reprimim cu multe aplauze pe Alexandru, Virginica, Diana și Busuioc, Iuliana. Faime de sălșioară și-am auzit eu aseară. Faime de sălșioară și-am auzit eu aseară. Că bădița-n eu sunt soară și-adu și eu bălăioară. Că bădița-n eu sunt soară și-adu și eu bălăioară. Verde garofiță, bade-al meu bădiță, greu-i dorul, of, bădiță, of. Verde garofiță, bade-al meu bădiță, greu-i dorul, of, bădiță, of. Însoară-te sănătos, că n-ai știu și frumos. Însoară-te sănătos, că n-ai știu și frumos. Și eu m-oi mărita, măi la deal de casa ta. Că și eu m-oi mărita, măi la deal de casa ta. Verde garofiță, badea-n eu bădiță, greu-i dorul, of, bădiță, of. Verde garofiță, badea-n eu bădiță, greu-i dorul, of, bădiță, of. Și cânta și fluiera, că se scrăbi inima. Și cânta și fluiera, că se scrăbi inima. Ță, ieșă lumaică ta, că ne strică dragostea. Ță, ieșă lumaică ta, că ne strică dragostea. Verde garofiță, badea-n e bădiță, greu-i dorul, of, bădiță, of. Verde garofiță, badea-n e bădiță, greu-i dorul, of, bădiță, of. Yeah.
famarule amar. Slab sunt de dorul tău, famarule amar. Slab sunt de dorul tău, famarule amar. Neagră sunt de felul meu, famarule amar. Neagră sunt de felul meu, famarule amar. Leana strigă, măi Gheorghiță, famarule amar. Leana strigă, măi Gheorghiță, famarule amar. Famarule amar, nalața ta ești guriță, o, famarule amar. Gurița și ochiul stâng, o, famarule amar. Gurița și ochiul stâng, o, famarule amar. Care m-a făcut să plâng, o, famarule amar. Care m-a făcut să plâng, o, famarule amar. Leanța strigă, măi Ioane, o, famarule amar. Leanța strigă, măi Ioane, o, famarule amar. Nalața ta ești bumboani, o, famarule amar. Bumboani și ochiul drept, o, famarule amar. Bumboani și ochiul drept, o, famarule amar. Care m-a făcut să aștept, o, famarule amar. Care m-a făcut să aștept, o, famarule amar.